George și Camelia, ați apărut în viața noastră, am apărut și noi în viața noastră, în viața voastră, în viața tuturor. Acum, știi cum e, când apare cineva în viața ta, poate să fie cu noroc, poate să fie cu ghinion până la urmă, dar noi sperăm că persoanele care apar în viața noastră să fie persoanele potrivite întotdeauna. Da, clar. Deși după aia... Că în studioul nostru a mai apărut o persoană, un invitat special, pentru că pentru cei care s-au trezit mai târziu și nu știți, emisiunea noastră are așa un fel de fir roșu, se vrea să povestească despre oameni care și-au împlinit visuri și iată, avem o timișoreancă ce și-a văzut visul cu ochii, îndrăgostită de mică, de indieni, a trăit o adevărată aventură timp de vreo 5 luni, așa, în căutarea culturii nativilor americani. Bună dimineața, Consuela! Bună uite, dimineața! Uite, îți oferim dimineața. Un microfon, așa. Vezi? Suntem în patru aici, patru o să punem întrebări, dar n-ai fost răpită de indieni sau așa mai departe? Nu. I-ai răpit tu pe ei și i-ai răpit și i-ai imortalizat în fotografii. Da. Am putea să spunem și așa. Da. Consuela, de altfel, este fotograf, dar și grafic designer, da. A studiat la o universitate din Marea Britanie și... Calculatoare. Așa, calculatoare. Și s-a hotărât ca nu doar viața virtuală să rămână așa felul ei de a trăi, ci și să experimenteze viața cu adevărat. Și a prins visul ăsta de un picior și a reușit să ajungă acolo, în America, acolo unde ai trăit în comunitatea aceasta de rezervații de indieni. Povestește-ne experiența asta inedită, pentru că nu sunt mulți nebuni frumoși din aceștia care apucă să facă ceea ce visează în viață. În primul rând, nu știu de unde să încep. Așa. Cu începutul. Hai să zicem că ai avut un vis, da? Dacă se poate, prima dată să salut pe cineva. Așa, ia să vedem. Cine e? Este un băiețel foarte drăguț pe care l-am cunoscut acolo. Numele lui este Ethan. Așa. Și am să transmit un mesaj foarte scurt și foarte ușor de tradus. Sunt convinsă că nu o să fie niciun fel de problemă. Hi Ethan, I want to tell you happy birthday. I love you very much and I miss you and I cannot wait to see you again. Așa, la mulți ani, Ethan, da. Și din partea noastră. Și noi sperăm să te cunoaștem într-un fel sau altul, dar sper că de data asta să vină. La mulți ani, fotografie, oricum o să-l vedem cu toții și noi și telespectatorii. Poate vine el în România și atunci... Și poate George, uite, îi face și o piesă. Iată, Consuela a plecat în America. Propunându-și să cunoască această cultură a indienilor. E un vis de copilărie, mai precizasem la un moment dat, și ai ajuns acolo. Cum s-a întâmplat? Pe unde ai călătorit? Pe unde ai umblat? Prima oprire a fost în Washington DC. Acolo am fost la Muzeul de Istorie Nativ American, unde l-am întâlnit de asemenea și pe cultural advisor de la Muzeul Smithsonian, Dennis Zotig, care de altfel a fost un foarte, foarte, de foarte, foarte mare ajutor pe tot parcursul călătoriei ulterior. Apoi am călătorit după Washington DC am mers direct în rezervația Oneida, unde de altfel am și stat aproape 2 luni de zile. De acolo am mai văzut rezervația. Ai călătorit de una singură, așa? Sau ai avut... Nu, am fost de una singură. Singură cu aparatul și camera de film. Am avut un rucsac foarte mare în spate, de aproape 24 de kilograme, și un rucsac mic în față, de aproape 12. Bine, important asta e... Asta a fost... Important e nu că ai ajuns acolo, ci important e cum ai reușit să ajungi acolo. Știu că posibilitățile financiare erau destul de limitate și atunci știu că ai făcut pe internet acolo, s-a întâmplat Facebook. Totul, ai avut un ajutor din partea oamenilor care te-au susținut în ideea asta ta și care ți-au fost un sprijin în îndeplinirea dorinței tale. În Anglia, știu că în România nu există această practică, dar în Anglia, dacă dorești să faci un proiect și costă foarte mult și nu poți să susții întregul proiect financiar din bani proprii, poți să faci astfel de campanii. Studenții de la mine, de la facultate, de exemplu, au făcut brioșe. Așa, brioșe, da. Muffins, da. Muffins. Și noi le zicem muffins, am preluat. Și le-au vândut chiar la, la intrarea în universitate, au pus o masă foarte mare, s-au vândut și din banii făcuți de pe vânzarea acestor brioșe, o parte din ei mi-au dat și mie și se fac astfel de lucruri. Deci nu este ceva
ieșit din comun. Păi și la noi se fac, numai că se fac pentru noi, individual, adică de ce să fac pentru altul și să nu fac pentru mine, adică... Marea majoritate primesc ceva în schimb. Deci faptul că tu ajungi să contribui la un proiect cum a fost al meu, îți oferă niște credite. De exemplu, dacă voi publica un album de fotografie, la sfârșitul acestui album de fotografie o să apară. Acest album nu a fost posibil fără ajutorul. Deci numele tău va apărea acolo, fie că ai dat un dolar sau ai dat 100. Cei care, cu cât dai suma mai mare, cu atât poți să primești. Poți să primești un album gratuit ulterior sau să fii invitat la tot felul de vernisaje. Consuela, asta e, cum să zic, e prima dată când povestești lucrurile astea, să înțeleg, înainte să scoți carta și... Da, este prima dată. Da? E prima dată când spui poveștile astea către publicul larg sau ai mai avut posibilitatea asta? Nu am mai fost niciodată, numai ce am venit, de fapt. Ar fi trebuit să dedicăm o emisiune întreagă, de altfel, dar pentru că timpul nostru este foarte scurt, aș vrea să punctăm din călătoria asta, dar și din ceea ce ai găsit. Nu a fost doar o simplă călătorie cu rucsacul în spate, ci o călătorie spirituală. Inițiatică, da? Cel mai frumos moment a fost cel de la Sweat Lodge. Îmi pare foarte rău, dar nu pot să, deci nu știu cum să fac traducerea. Acel moment sau acea zi în care am participat la prima ceremonie, aceasta este o... Sunt mai multe, sunt un colaj de fotografii de acolo, da. Deci nu sunt montate în ordine, sunt luate aleatoriu, dar oricum fac parte din călătoria ta pe care ai trăit-o acolo. Ce s-a întâmplat la ceremonia respectivă? Am citit foarte mult despre cultură și civilizație nativă americană, însă dacă mergi și experimentezi tu, nimic nu se poate compara. Deci poți să citești 10.000 de cărți, da. Nimic nu o să te facă să simți ceea ce simți în momentul în care participi efectiv la o astfel de ceremonie. Și nici ca în filme nu e. Nu, categoric. În primul rând că nu se pot filma, deci nu ai voie să filmezi sau să înregistrezi nimic. Dar se mai păstrează din naturalețea a ceea ce sunt ei, da. Sau pur și simplu e un fake care a rămas pentru că se scot bani mulți pe tema asta? Nu. Deci ei, într-adevăr, locuiesc în case, că foarte mulți m-au întrebat dacă locuiesc doar un cort, da? Ei stau într-adevăr în case, folosesc mașini, nu cai, că și asta am fost întrebată dacă folosesc calul atunci când vreau să mă deplasez. Nu, folosesc mașini, merg la lucru, dar au spitale. Dar penele alea le poartă, adică... Nu. Nu? Nici pene nu poartă. Nici nu fac... Nici asta nu chiar poartă. Deloc, nu. Păi atunci ce fac? El este Ethan. Așa, uite-l pe aici. Aceste pene colorate și, mă rog, apar la păouri, care sunt, mă rog... Sărbători speciale de ale lor? Hai să spunem un fel de târguri, cred că ar fi... E un fel de port popular? Să zicem, care îl iau ei la, ocazii speciale. Ce dar nu merg, da, deci nu merg așa pe stradă. Poartă haine, deci globalizarea a reușit să acapareze până și ținuturile alea. Din filme știam că se încăpățânau foarte tare să-și păstreze teritoriile. Au aceleași valori. Da? Asta este cel mai important, au aceleași valori. Nimic nu s-a schimbat din punctul ăsta de vedere. Deci indiferent, chiar dacă ești uită la televizor sau, mă rog, și ei trăiesc la fel ca noi, nu este absolut nicio diferență. Ăsta a fost și unul dintre punctele mele principale. Peste tot, absolut cu oricine am vorbit, fie că a fost chairmanul rezervației sau a fost directorul bibliotecii, întrebările mele au fost de genul ce muzică ascultați, ce filme vă plac, care sunt filmele preferate. Și am rămas surprinsă să aud gen Led Zeppelin sau Bob Marley sau la fel cum... Le plac filmele western. Mai puțin, să știi că n-am prea auzit le plac filmele astea. Adică, până la urmă, nu, filmele alea sunt reprezentați cumva. Da, originile lor. Șablon, da. Din punct de vedere spiritual, ce a însemnat pentru tine această călătorie? E o întrebare foarte dificilă. Totul. M-a schimbat, da? Pot să zic, 360 de grade. În momentul în care am ajuns acolo. În momentul în care am participat la prima ceremonie, mergem acum prin absurd și spunem că s-au mai adăugat încă 360 de grade. Deci foarte fantastic. Aveai o listă, n-am uitat pe site-ul, blogul tău, și aveai o listă cu felul tău de a fi și ce reprezinți tu, așa, o cutie mare de vreo 100 și ceva. Da, 100 și ceva. După această călătorie s-a mai adăugat sau s-a schimbat, de fapt, lista aceea? Nu. De obicei se adaugă. Eu cred că oamenii se schimbă foarte puțin. Te mai schimbă, o experiență sau ceva de genul, dar nu. De obicei devii mai bun.
Sper eu sau cred eu. Pentru că mai avem 3 minute. Pe mine mă interesează lucrul care ți-a plăcut cel mai mult și lucrul care nu ți-a plăcut deloc. Cel mai mult ce te-a impresionat? Cel mai mult mi-a plăcut ziua în care am fost la prima ceremonie, la primul Sweat Lodge, de la început până la sfârșit. Deci aceea a fost ziua care pentru mine a însemnat cel mai dar mult. Dar ce făceau în ceremonia aia? Adică ce era practic? Se cântă, sunt ceremonii spirituale și așa cum noi mergem, de exemplu, sau, mă rog... La biserică, ei n-au da, biserică, și spun, da, te rog, roagă-te pentru mine, sau așa, exact așa, același lucru se întâmplă și în și ce fac în ceremonia aia? Doar dansează și cântă? Nu dansez, pentru că stai înăuntru, în acel... În acea construcție, mai mult seamănă iglu, n-aș putea spune chiar cort. Se stă înăuntru, se închide ușa, este întuneric complet și cei care sunt acolo se roagă și cântă. Este saună, pentru că sunt niște pietre foarte, foarte fierbinți în mijloc și cineva toarne apă peste ele, deci se face așa, e o atmosferă destul de interesantă și pentru că e beznă complet, pentru cei care sunt claustrofob, de exemplu, poate fi o problemă. A fost așa cum te-ai așteptat cu călătoria asta? A fost mult mai bine. Da. Deci a fost mai bine. A fost mult faptul mai bine. Faptul că n-ai dormit în cort, faptul că... Nu, faptul că în primul rând nu m-am dus cu așteptări. Asta a fost cel mai important. Am încercat să nu am niciun fel de așteptări. Și faptul că a fost foarte bine, nu m-a putut decât să mă bucure. Te-ai mai duce și a doua puțin, oară? Cel mai puțin nu a existat, din păcate. Deci chiar nu am niciun moment în care să fi spus. Te-ai mai duce și a doua oară? Am să mă duc din nou în iulie. Deci înseamnă că e un vis pe care a meritat să-l trăiești. Da, și se pare că și aș încuraja pe oricine să-și urmeze visul, indiferent de vârstă sau... Păi nu contează, important e să ai bani. Nu ți-a plăcut? Pentru că am spus ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. Totuși există ceva ce te-a deranjat, adică atunci când mergi într-un loc, cumva ai o balanță bună și rele. Sincer, chiar cred că am fost foarte norocoasă, pentru că chiar nu am avut absolut nimic. Deci toți oamenii pe care i-am întâlnit au fost, fără excepție, extrem, extrem de... m-au ajutat extrem de mult, au fost foarte supportive. Și nu am avut... Chiar nu mi-a lipsit absolut nimic, din niciun punct de vedere. Acolo nici... nu contează atât banul, e nevoia aceea sufletească pusă înaintea tuturor lucrurilor. Da, chiar nu am fost întrebată niciodată de studii sau de bani sau... De funcție, de funcție cine absolut ești, deloc. Și unde te funcționezi. Da? Chiar am fost întrebată de foarte multe ori și am spus că, din punctul meu de vedere... Mă rog, faptul că am primit la un moment dat un compliment de genul spiritul tău este foarte frumos și inima este în locul în care trebuie. Asta ar fi traducerea. Așa. Asta. Am putea să facem o emisiune demonstrează, pe chestia asta, un doctorat, da, lucrarea exact, de doctorat. De chiar demonstrează că asta este ceea ce sursele noastre ne spun și ne dezvolie cum că a fost unul dintre cele mai fericite momente din viața ta. Cel mai fericit. Cel mai fericit. Cele mai fericite două luni din viața mea. Fotografiile, cine vrea să le vadă, le poate vedea pe... Pe site-ul tău. În curând, Consuela va scoate și o carte, da, vom avea poate și un documentar cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Și da, și filmat. Expozițiile cu siguranță vor curge. Îți mulțumim foarte mult că ne-ai împărtășit din bucuria asta a ta și ne-ai insuflat așa dorința să ne mobilizăm și noi să facem lucrurile pe care ni le dorim în viață. Îți gata, de mâine o să ajung și eu la Hollywood, o să iau Oscarul în anul care urmează, pentru că trebuie să crezi în dorința ta și ea cu siguranță se va realiza. În 2014, George, care e cea mai mare dorința ta? Să înmulțesc 2013 cu 3. Deci toate dorințele din 2013 ori 3. Da. Păi te mulțumești cu puțin. Camelia, care sunt dorințele tale în 2014? Tu ori 4. Ori 5. Ori 5, nu. Dar o dorință ta, una personală, una pe care ți-ai dori o să se realizeze acum în 2014. Vreau să scot o piesă nouă și un videoclip nou. Doar o piesă nouă și un videoclip? Asta e primul pas. Deci dacă îți dorești o piesă și un videoclip, sunt sigur că o să iasă, George, 2 sau 3. Cu și siguranță. Vreau să mai zic ceva apropo de ce a vorbit Consuela. Tot
Ai văzut că tot despre muzică a fost, de fapt, că în cel mai frumos moment s-a aflat și, adică exista și muzică acolo. Da, păi atunci să trăim și noi cele mai... pe toți și ne face fericiți. Asta e important, e să avem oamenii care trebuie limbajul universal, lângă noi. Da. Cele mai frumoase momente atunci când se cântă, doamnelor, domnilor, George Hora pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Nu ne rămâne decât să ne luăm în momentul ăsta, eu și Veronica. La revedere și vă bună spunem dimineața! Bună dimineața!